sărata noastră muzicală, aduceți Basarabia acasă. Avem onoarea deosebită ca în mijlocul nostru să se afle maestru Constantin Arvinte, un adevărat patriarh al muzicii noastre românești. Pe care... Această zi de sărbătoare, în anul 1178, s-a asemnat de către Imperiul Rus și Turc la San Stefano, tratatul prin care România își căpăta independența de stat. În acest sens, rog pe domnul general Gheorghe Dragojev, președintele Centrului de Etică și Strategii, să ia cuvântul și să ne spună câteva fapte istorice care s-au petrecut la vremea respectivă. Aveți cuvântul, domnul general. În primul rând, vreau să-mi îngăduiți să vă mulțumesc pentru amabilitatea dumneavoastră de a răspunde apelului Centrului de Etică și Strategii de a fi împreună la acest eveniment. Pentru că este prima noastră întâlnire de anul acesta, vă rog să mi permiteți să vă adresez urări de sănătate, un an mai bun, cu împliniri și să sperăm că provocările la care suntem supuși anul acesta le vor trece cu bine și sfârșitul anului să fie un an cu un bilanț pozitiv. Domnul Doroiu a avut amabilitatea ca de fiecare dată să se implice în mod serios în organizarea acestui eveniment și pentru asta îi mulțumesc și rog să își mențină tonusul. Este un exemplu de vitalitate la vârsta domniei sale și de om, un artist complet care este obosit în activitățile pe care le-am făcut. Astăzi îl vedeți și zi seara și mâine în altă parte, la Pinguri, la Meaine și Dumnezeu este peste tot. E omniprezent. Și pentru asta ne mulțumesc în consultă în fiind și directorul artistic al centrului nostru. Este un exemplu de dăruire și imaginație în organizarea activităților culturale la în centrul nostru. Eu n-aș vorbi despre activitățile cu caracter militar, informațional, care au dus la victoria din la căpătarea independenței de stat în 87-88. Vreau să vă spun un singur lucru. Este păcat că noi nu avem cultul eroilor. Noi ne amintim, așa când apare într-o sărbătoare, ne amintim de cei care s-au jertfit pentru întregirea neamului, pentru obținerea independenței naționale, pentru înfăptuirea năzuinței mărețe care a fost în fața poporului român de 2000 de ani, de a se reîntrege. Vreau să vă spun că este dureros că în anul centenar, care s-a încheiat, dar eu spun că n-ar trebui să se încheie, ci în fiecare an să considerăm centenarul, până vom realiza reîntregirea neamului românesc. Deocamdată avem mare unire, dar nu s-a întregit neamul, ceea ce este cu totul altă problemă. Și mi-aș dori ca în fiecare an să fie un an centenar, să ne aducem aminte cu pioșenie de cei care s-au jertfit pentru acest ideal. Mă gândesc astăzi ce i-a amânat în luptă pe acei oameni, milioanele de români, să meargă la război. Să meargă la un război care știam din capul locului că va fi o confruntare de o dimensiune extraordinară între armate bine pregătite, bine echipate, cu tradiții, să spunem, în
arta militară și noi eram, la vremea respectivă, în 1916, o țară care armata era așa cum prost echipată, industria de apărare era puțin dezvoltată, nu aveam cadre de conducere militare la nivelul eșalonelor inferioare, aveam 2000 de ofițeri și a trebuit ca în decurs de 2 ani de zile să ajungem la 20.000 de ofițeri, ceea ce a presupus un efort imens de a crește noapte ofițeri care să conducă de la batalion la eu știu, regimente și brigăzi de lucru. Dar este foarte important că acest miracol s-a realizat. S-a realizat prin motivația care au avut acești copii de țărani, care au fost urmați de dorința de a merge la război cu singurul scop de a se jefi pentru țară. Fiindcă s-ar putea să nu se mai întoarcă prin război. Am zis de la 1977 și cel din 1968 și cel din 40. Deci oamenii s-au dus la război mânați de o dorință de a se jefi pentru țară. S-am vorbit în, eu știu, la nivelul presei din vremi, atât în perioada 1877-1878 și după aceea, că inclusiv după fiecare război din acesta cu o magnitudine extrem de ridicată, de rolul elitelor în obținerea prin negocieri a rezultatelor post-război. Într-adevăr, elitele au avut rolul lor și vor avea în continuare. Dar fără să ai în spate jertfa de milioane de oameni, fără să ai în spate sprijinul întregului popor, nu poți să realizezi mare lucru la negocieri. Și am văzut că și având aceste jertfe, și având acest bagaj în spate, totuși, cu mare efort, am obținut parțial ceea ce ne-am dorit. Ceea ce ne doream, odată cu intrarea în aceste conflagrații mondiale. Este important de reținut un lucru. Anul trecut, mă așteptam ca să arate altă România la 100 de ani. Mă așteptam ca acest popor să fie unit în jurul acestui eveniment național. Să fie un moment de să tragem linie și neînțelegeri de politice sau de altă natură să dispară. Măcar pentru acest an. Și să ne regăsim cu toții pe un același făgar și să gândim un nou plan pentru următorii ani, pentru cel puțin 50 sau 100 de ani. Să avem un plan de sat. Un proiect pentru care generațiile care vin după noi să se lupte. Din păcate, știți foarte bine în ce situație suntem și cum s-a desfășurat acest an centenar plin de scandaluri politice și totul făcut formal. Și vă dau un mic exemplu care pe mine m-a afectat o sută crește. Anul trecut am fost invitat și am invocat în parteneriat o serie de asociații culturale, fundații, pentru a marca atât independența de stat, cât și în cadrul parelui centenar și centenar. Am fost la Brașov. La Brașov, cu o organizație, Fundația Dacia și Ordinul Sfânta Maria, Ordinul Suveran Sfânta Maria, s-au organizat o serie de activități cu caracter cultural, religios, istoric, de spate, inclusiv la ASTA, la societatea ASTA. Din partea autorităților locale, ne-am fi așteptat să avem prezența președintului Consiliului Județean, primarului Scriptarul și altor oficialități. Din păcate,
am avut surpriza neplăcută ca la Cristianul Mare, unde se inaugura, se sfințea, de fapt, o mănăstire construită cu banii oamenilor din localitate, pe o ploaie torențială la ora 9 dimineața, câmpul unde era amplasată această mănăstire, era înțesat de oameni în costume naționale, cu copii în brațe, în costume naționale, și, bineînțeles, sobor de preoți, cu un alt, ca Sfințitul Sfeza, cu arhiepiscopul de la Tomis, așa, Tomitan, și un sobor de preoți, vreo 30 ceva de preoți, din tot alte alte. S-a făcut, conform programului, era Sfințirea și slujba de Sfințire a mănăstirii, după care, garda de onoare, a dus, erau vânătorii de munte, pentru oficialități și vreau să vă spun cu mare greutate a venit președintele Consiliului Județean. Era un grup restrâns. Foarte nervos că și la ora asta, ce fel de activități sunt astea, ce fel de oameni la ora asta să fie, să vină la atâta lume și să-l deranjeze. Că el a fost la un șpriț până dimineața și abia a dus asta pe mama lui. Da. Eram cu generalul Chelar și n-am putut să mă abțin și n-am roșinat un pic. Dar cine sunteți? Sunt un cetățean al României. Și mi-e rușine că sunteți reprezentantul al instituțiilor statului și dumneavoastră să reacționați în felul acesta. Nu aveți un pic de respect față de oamenii ăștia care stau în ploaie. Nu era protejat de nimic. Pentru oficialități era aranjat. Și a fost foarte supărat. Conform protocolului, trebuia slujba. Eu n-am mai avut și eu sunt grăbit. Și a dat ordine la cel de la vânătorii de munte să-i facă lui onorurile, să-i facă afară și să-i dea onorul. Și el a plecat. La care s-a terminat slujba pe la ora 11 și așteptau un alții prelați să intre în programul stabilit. Și bineînțeles că a fost o situație jenantă. El a plecat, dar a apărut când trebuia să depună programele de flori la Brașov, la, nu știu ce monument, dar au fost o 12 pelerinaje la toate monumentele din Brașov. A venit acolo, s-a agățat o programă de flori și a făcut fotografii și a plecat. Deci, scriptau, măcar n-a venit, care era prima. Așa că s-a rezolvat. Deci, asta este modul de reacție a unor autorități. Nu spun că toată o fi așa, dar în Brașov, unde pretinzi că ești centrul culturii transilvane, să ai o asemenea atitudine, e îngrijorător. Deci asta a fost un episod care, efectiv, m-a afectat sufletește. Fiind, încă o dată, uitându-mă la mulțimea de oameni care așteptau slujba și toate manifestările în ploaie, cu copii și în brațe. Deci asta a fost un moment. Am avut o altă istorie la Bolivia, de unde sunt. Tot așa, activități au fost foarte bine organizate cu Consiliul Județean. Domnule, nu mai avem cu fotografii și coroane. La revedere, au plecat. Nu să stai de vorbă cu oamenii, nu să îți exprimi, cum să spun, un omagiu, cum să spun, o bucurie că suntem împreună la un asemenea eveniment. Oamenii sunt de, cum să spun, trăiesc în universul paralel, ceea ce este foarte grav ca mesaj care e transmis către societate. Noi am zis că este bine și onorat pentru Centrul de Etică și Strategii să încercăm, prin posibilitățile noastre, în parteneriat cu alte organizații, fundații, să marcăm aceste evenimente care sunt dragi poporului român și sunt aproape de sufletul nostru. Tocmai pentru a aduce și noi un bios omagiu celor care au trecut, să spunem, seara,
cât s-a putut și speranța că generațiile viitoare vor reuși să facă mai mult decât noi. Eu vă mulțumesc pentru atenție, sperăm să avem o seară plăcută și vă mai așteptăm și cu altă ocazie la activitățile Centrului de Etică și Strategie. Vă mulțumesc foarte mult!